Anul acesta în festival s-au înscris peste 50 de trupe, iar în urma preselecției au intrat în competiție 20 de licee din întreaga țară. Adolescenții au pus în scenă texte ale unor autori consacrați și scenarii semnate de liceenii concurenți. Astăzi emoțiile au luat sfârșit odată cu aflarea laureaților. Premiile au fost acordate de juriul format din Gabriela Hurezean, Eusebiu Ștefănescu, Delia Seceleanu, Teodora Câmpineanu și Vlad Cristache. Trupa Infinit din Târgu Jiu, Ana Panovici, Alexandra Baciu sau Octavian Costin sunt numai câțiva dintre laureații acestei ediții. Mulțumesc!